Chiar dacă urmărești sau nu acest sport, cu siguranță te-ai întâlnit cu o poză sau cu vreun video de-a lui Rișpiana. Haideți să începem cu câteva date. S-a născut în 1971 în Los Angeles, are 1,85 m și cântărește undeva la 120 de kilograme în medie. Spun în medie deoarece a avut și mai mult și uneori a încercat să aibă și mai puțin, dar până la urmă a rămas tot pe la vreo 120. A devenit foarte cunoscut în momentul în care a început să vorbească pe YouTube despre steroizi, fiind unul dintre primii YouTuberi care a vorbit despre așa ceva și a prins. A prins prin chestia asta, prin stilul lui, prin atitudinea lui per total. Omul este destul de bogat, averea lui este aproximată undeva pe la 3,2 milioane de dolari, deși cred că are puțin mai mult, deci putem spune că o duce bine. Din câte am observat, a fost tot timpul omul potrivit, în locul potrivit, la timpul potrivit. A început prin a investi într-un fond de investiții. Este o poveste care mie mi se pare puțin trasă de păr, deoarece a zis că pe vremea aceea avea o rată de return undeva la 100%, ceea ce este extraordinar de mult pentru un fond de investiții, având în vedere că în zilele noastre este, să zicem, între 5-7% cel mai întâlnit și se duce până în 12-15% în cazul în care vrei să riști mai mult. Dar de 100% este o chestie foarte rar întâlnită. Poate să spunem că a avut noroc. După aceea a trecut la tranzacționarea pe bursă, unde din nou a spus că a avut noroc pentru că s-a întâmplat să aleagă câteva companii care au mers foarte, foarte bine și nu au avut nicio cădere bruscă și iarăși acolo au făcut foarte mulți bani. După aceea a primit un rol ceva în Planet Apes, unde a lucrat 9 luni, 6 zile pe săptămână și a avut și chestii din astea. Ei au un fel de golden hour, se numește. Dacă muncești peste 16 ore pe zi, începe să se taxeze pe oră cât primești tu într-o zi. Deci dacă, de exemplu, tu câștigi 100 de dolari pe zi, după cele 16 ore începi să primești 100 de dolari pe oră. Și în cazul lui, el primea 900 de dolari pe zi și începea să primească 900 de dolari pe oră în momentul în care avea aceste zile prelungite. Per total a spus că a făcut undeva aproximativ la 300 de mii de dolari din acel film. A mai jucat în câteva reclame unde a jucat pe culturistul prost pentru Planet Fitness și așa mai departe. După aceea a mai avut câteva tranzacții imobiliare, până la urmă a ajuns să cumpere niște apartamente, locuințe, le-a dat în chirie și așa mai departe. După aceea a semnat un contract cu Mutant, care este o firmă de suplimente și apoi într-un final și-a deschis afacerea lui și este 5% Nutrition. Ca și culturist nu a realizat mare lucru, nu a ajuns culturist profesionist. În schimb, norocul lui s-a schimbat în momentul în care Mutant l-au contactat, pentru că el deja nu mai concura în culturism, nu mai avea nicio legătură cu culturismul, pur și simplu arăta ca un culturist. Și cei de la Mutant Plus, că vedeți că are brațele acestea ciudate, are un aspect cu tatuaje per total, se potrivea cu firma Mutant, așa că a prins acel contract. Cei de la Mutant au pornit cu câteva videouri de prezentare a produselor, cu antrenamente și așa mai departe și atunci a prins gustul și a văzut că videourile prind și și-a făcut și el canalul de YouTube, după cum am spus, a început cu videouri despre steroizi și cu antrenamente. Într-un fel sau altul a făcut și bine și rău prin acele videouri. Spun bine pentru că unii care s-au uitat la el au realizat, și nu unii, foarte mulți au realizat că majoritatea oamenilor din această industrie consumă steroizi, ceea ce este ca un șoc pentru tine prima dată, pentru că tu, de exemplu, te întâlnești, vezi pe cineva pe copertă, spui, vai ce bine arată, el îți recomandă niște proteine și tu ai impresia că vei ajunge exact ca el doar consumând proteine. De foarte multe ori, majoritatea personalităților sau culturiștilor și așa mai departe consumă steroizi și ăsta este adevărul. Pe de altă parte, cred că este rău pentru că în modul lui de prezentare, steroizii nu păreau mare lucru, adică și ce dacă e steroid și așa mai departe, și cred că asta a dus la persoane care nu ar trebui să consume steroizi,
să consume din cauza asta. Adică dacă vrei să te pregătești pentru vară, pentru plajă, să arăți mai bine, să te duci la mare sau pentru prietena ta și așa mai departe, nu trebuie să consumi steroizi. Da, este o necesitate în momentul în care vrei să devii culturist sau culturist profesionist, dar pentru un om normal, nu, prin faptul că el chiar a apărut în Generation Iron, unde, bineînțeles, vorbea despre steroizi, spunea că el consumă steroizi de 25 de ani, ceea ce pentru el este normal în momentul în care faci o chestie de 25 de ani, ți se pare o normalitate, ți se pare că toată lumea ar trebui să o facă, că și vorbești foarte relaxat de chestia asta, dar nu pentru toată lumea este ok să se injecteze în fiecare săptămână sau în fiecare zi, în funcție de ce vrei să iei și așa mai departe. Plus că nu toți sunt pregătiți să absoarbă toate informațiile acestea, pentru că nu este ca un supliment pe care îl iei, nu mai ai chef, nu-l mai iei, nu se întâmplă nimic. Steroizii au un proces mai dificil. Nu este acesta subiectul videoului, dar pur și simplu trebuie tratați cu seriozitate și nu sunt o chestie cu care să te joci. Pe partea personală, tocmai s-a despărțit de ultima lui nevastă, care se pare că s-a combinat cu el doar pentru bani și doar pentru green card, deoarece străinii care vin în America au nevoie de cartea verde și dacă ești căsătorit o primești mult mai ușor, așa că se pare că oarecum a fost înșelat, s-a prins până la urmă o chestie. Haideți să vedem și un scurt video motivat. Sper că v-a plăcut, bineînțeles, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!